au fost satisfacțiile cele mai mari pe care le-ați avut în toți acești ani? Sigur că satisfacțiile au fost pe lângă greutăți zilnice, pentru că am văzut cum și în timpul comuniștilor satisfacții multe, că noi, cu toate că eram constrânși la niște asemenea condiții, aș zice eu, total împotriva demnității și libertății omului, noi aveam, iată, aceste bucurii de împliniri cu eforturi. Și eforturile au continuat și după această schimbare care a venit în România. Deci erau satisfacții multe pentru că se puteau face lucruri noi. Pentru noi tineretul era baza și speranța noastră. E sigur că am avut foarte mulți tineri. Și asta cum se explică? Se explică că familiile noastre au fost fidele. Înainte de schimbări, de 89, familiile noastre erau așa de atașate misiunilor. Erau numeroși copii în familie. Grija era pentru ca ei să fie educați, crescuți și sigur că acestea erau o speranță. Când a venit schimbarea, deja noi avem o asemenea bogăție de valori. Numai că trebuiau acum aceste valori îndreptate spre acele locuri unde puteau să crească, să contribuie la creșterea noastră în condiții normale. Sigur că au fost mulți pași, multe satisfacții, iar eu pot să spun și înainte și după, credincioșii noștri au știut să găsească modalități să învingă greutățile și s-au simțit fericiți. Erau fericiți când puteau veni la biserică. Singura lor speranță în acea perioadă era biserica. O căutau și după aceea sigur că au continuat, însă s-au diversificat acum preocupările pentru că erau și noi multe posibilități pe care, sigur, le întâlneam la orice pas. V-ați născut la Neamț. La Neamț. De la Neamț ați venit. Da. Cum erați când erați copil și care a fost visul dumneavoastră? Sigur că m-am născut într-o familie normală, de oameni gospodari, ziceam noi. Mama mea era casnică, o ființă cu o finețe deosebită, cu o grijă deosebită față de copii. Sigur că vin din Gherești, Neamțului, de lângă Roman. Familia mea a numărat 9 copii, 3 au murit între timp, 7 am rămas și am trăit, am continuat să trecem și prin greutățile timpului, dar și să ajungem în acest moment de libertate. Sigur că de acolo am început noi și eu personal să intru în viață, să mă atașez de școală și mai ales de biserică. De fapt, de la mama mea am avut această sensibilitate față de valorile spirituale, simple, dar profunde. Ea știa să iubească viața, v-am spus, eu sunt născut într-o familie cu 9 copii, iar eu, ultimul în familie, după 45 de ani ai mamei mele, un lucru pe care eu nu-l pot uita niciodată, că mama, cu sensibilitatea ei, a acceptat, a ales să mă fere și mie viață atunci când deja timpurile erau trecute pentru mame, 45 de ani. Sigur că asta însemna că mamele noastre și mama mea știau să-și iubească copiii. Și așa am crescut în această familie. Tata a fost și el o perioadă primar, era un gospodar, aș spune eu, în satul nostru. Și de aici, sigur că ne-am legat structural de biserică, încă din anii copilăriei. Pentru că biserica era punctul central de întâlnire pentru întreaga comunitate, mai ales pentru noi copiii, că așa copiii erau cei mai căutători de asemenea momente de întâlnire.
Ca și școala, care sigur că a avut rolul ei pentru pregătirea mea și a noastră pentru viață. Vremuri grele, când se oprise deja rugăciunea în școală, dar care nu s-a oprit și a continuat în biserici și în familie. Și asta a fost una dintre marele noastre valori și o forță pentru toți, pentru noi. Și sigur că aș putea spune că ori de câte ori am fost afară, m-am întrebat de unde aveți voi atâția tineri care se îndreaptă spre seminar, care vor să iasă, să meargă în mănăstiri. A spus de acolo că familiile noastre au fost numeroase, aveau mulți copii și din acești copii, iată, au fost mulți care s-au îndreptat spre aceste locuri unde se poate să se simtă bine și să contribuie la viață. Și înainte, mai ales după 89, când toți s-au îndreptat spre acele locuri unde puteau să facă mai mult bine. Care era visul dumneavoastră atunci când erați copil? Sigur că visul era să ne bucurăm, să găsim momente de, așa, de întreținere, să ne căutăm unii pe alții, de a merge la școală. Visul meu pentru biserică a început tot de la mamă, care în timpul de pregătire la Crăciun, timpul Adventului, cum îi spune noi, în fiecare dimineață, pe întuneric, făclii în mână, mergeam spre biserică și ne bucuram când ajungeam acolo și după un întuneric, deodată se făcea o lumină pentru a ne a găsi acel moment de așteptare a Crăciunului, de pregătire a Crăciunului. Era Advent, venirea, tot auzeam că vine. Și de aici a început, sigur, legătura mea cu biserica, împreună cu frații mei și prietenii care ne-au stat alături, mai ales cei care erau mai mari și ne-au așezat așa gândurile mai mult spre slujire, spre biserică, spre împlinirea unei misiuni în viață. De aici am început noi, de la prezența noastră în biserică și proiectele pe care mai târziu le-am realizat. De fapt, când mergeam la biserică, bucuria noastră era când vedeam copiii că erau în jurul altarului și preotul care îi aduna pe toți și îi încânta cu prezența sa, cu cuvintele sale, cu predicile sale. Era pentru noi un fel de provocare. Și sigur că așa am început să ne îndreptăm și cu gândul, nu am putea fi și noi într-o asemenea misiune, n-aș putea să fac și eu ce face preotul. Și aici a început această căutare a mea spre seminar. Surpriză pentru mulți, pentru că fiind dinamic, toți s-au așteptat să fiu, știu, pe undeva în militarie. Noi și cu mei, câțiva colegi ai mei, am ales să mergem la seminar pentru a continua să putem face și noi ceea ce au făcut alții înainte. De atunci au trecut foarte mulți ani. Ani în care ați ajuns să dați mâna cu personalități mari ale României. Haideți să dăm un pic timpul înapoi, să ne spuneți ce oameni de marcă ați cunoscut și au venit aici la... Sigur că ajungând să primesc și această calitate de seminarist și apoi de preot, sigur că ne-am întâlnit cu episcopul nostru și cu alți preoți despre care știam că au fost martiri și au rămas în imaginea noastră ca și oameni care s-au jertfit pentru alții. Am intrat în seminar. Am auzit de mulți care au făcut acest lucru. Ne-am atașat de asemenea figuri. Am ajuns să ajungem preoți peste orice fel de piedică, pentru că erau și atunci piedici. Sigur că care mai de care ne sfădeau să mergem în altă parte, am ajuns preot. Am avut ocazie să întâlnesc eroi. Primul meu preot, după ce am ieșit preot, a fost 14 ani în pușcărie, în închisoare. Și când s-a întors acasă, pentru mine, era un fenomen. Așa de multă bucurie în sufletul său, cum rar puteai să vezi. După 14 ani de pușcărie.
om care, aș zice eu, era sfânt atunci și noi îl considerăm sfânt, dar nu numai el. Și episcopul care m-a miruit pe mine, Anton Durcović, în satul meu, au fost figuri care ne-au vrăjit, ne-au îmbucurat, i-am întâlnit. Și sigur că după aceea personalități care, după ce am ajuns preot, să pot să mă apropii de ei și să învăț de la ei, și din cărți, și din realitate. Dar mai târziu, sigur că bucuria de a fi preot și mai de ordinarius mi-a oferit posibilitatea de a întâlni și pe marii noștri părinți supremi sau sfinți părinți sau papi cu care eu am avut ocazie să mă întâlnesc. În momente grele, unele dintre ele, dar și după aceea. Sigur că aceste personalități ne-au fost nouă, într-adevăr, un fel de răsplată și de bucurie pentru că ce am ales, am ales pentru ceilalți, pentru a servi, a sluji, a aduce între oameni un moment mai înălțător. Deci personalitățile acestea au fost. Acum, sigur, dacă îmi cere să și le enumăr în activitatea mea, sigur că Sfântul Părinte, Papa, Sfântul Ioan Paul al II-lea, a fost figura cea mai mare, care sigur că m-a cântat și știind de unde vine și știind cum s-a prezentat acolo și cum s-a prezentat și se prezenta ca papă, era pentru mine un moment de bucurie continuă și desigur că am fost de multe ori să-l întâlnesc. Ne-am și bucurat apoi mai târziu că a venit în țara noastră și sigur că am putut continua să vorbim despre aceste valori din zona de răsărit comunistă. Valori care s-au păstrat cu toate greutățile care au fost. Asta era pentru noi un fel de mulțumire sufletească. De fapt, era harul lui Dumnezeu care a lucrat între noi, prin oameni, prin acești mari sfinți părinți și mari lideri în biserica noastră. Și în România am avut ocazie să întâlnesc personalități, dar sigur pentru mine și ca mine, ca preot și ca responsabil în coordonarea întregii activități, legătura cu Papa Sfântul Ioan Paul al II-lea, cu Papa Benedict și desigur acum cu Papa Francisc. O poveste despre viață, despre credință, despre oameni, despre dăruire. V-ați dedicat întreaga viață oamenilor și lui Dumnezeu. N-am căutat altceva decât să fiu un instrument în mâinile lui Dumnezeu. Instrument care să ne apropie. Am și exprimat acest lucru în multe, multe împrejurări. Am oferit toate pentru a putea căuta să aducem și noi puțină mângâiere celorlalți și curaj în viață. Și sigur că am și ales, când am ajuns episcop, așa cum toată lumea știe, un motto care lega de fapt trecutul cu prezentul, ca toți să fie una. Eu am conceput că oamenii trebuie să se apropie unii de alții, să se întâlnească unii pe alții, să se prețuiască unii pe alții, să se găsească împreună. Pentru mine, a fi om era momentul fundamental de a fi alături de ceilalți, iar apoi, sigur, fiind creștin, mai mult, pentru că un creștin nu poate să nu se îndrepte spre ceilalți, să nu iubească, să nu-i caute, să nu încerce să facă cu ei un climat de curaj, de bucurie. Pentru că a fi preot este un rol de a aduna oamenii între ei. Ai face să se simtă că sunt egali, că au aceeași chemare, că au același suflet, că au același Dumnezeu și mai ales că avem cu toții
aceeași mamă din punct de vedere al credinței noastre. Aceasta a fost, practic, această preocupare a mea și bucuria mea și împlinire la care eu am dorit să-mi aduc o mică contribuție prin tot ceea ce am făcut. Cum vă simțiți acum după toată această muncă asiduă și ce vă mai doriți? Păi eu aș putea să spun că am fost răsfățat și de mic și când am ajuns să fiu ales și sigur când am ajuns să cunosc mai mulți dintre cei care știu să facă bine lumii. Am fost răsfățat că aici, în România, după atâția ani, am ajuns să văd în diecezia noastră atâtea biserici noi, atâția care au ales să fie slujitori ai altarelor, preoți, atâtea persoane consacrate, atâtea inițiative, sigur că mi-a fost dat mie să le văd, nu opera mea, ci opera care s-a realizat de către Dumnezeu în această perioadă. E sigur că aș putea să spun că am avut și mă bucur și astăzi de ceea ce s-a realizat în seminar, la seminar, pentru seminar, în dieceză, cu atâtea biserici, spuneam înainte noi, în timpuri grele, 75 de biserici s-au făcut pe vremea comuniștilor, când nu era voie să faci niciun pas fără ca să știe ei. S-au făcut pentru că preoții au avut mare curaj. E sigur că am văzut acum și ceea ce s-a realizat pentru noi. Un seminar frumos și mare, care e harul lui Dumnezeu și harul pe care l-a ocrotit și ne l-a oferit patronul și protectorul nostru, Sfânt Iosif. Și sigur că, acum spun că în perioada aceasta a mea, iată și s-a ridicat și o catedrală nouă și în sfârșit a venit și momentul să ne apropiem de această biserică, să o redăm în valoarea ei. Este cea mai scumpă biserică pentru noi. Este Biserica Episcopului și Biserica Centrul întregii dieceze. O vedem acum arătând așa frumoasă, pentru că ea merita și merită să fie mereu în ochii tuturor. Biserica noastră care ne unește. Și sigur că pot să mă exprim și cu bucurie că Biserica de Lăturea este de fapt o lucrare a Maicii Domnului aici la noi în Iași pentru credincioșii noștri. Adăugată la tot ceea ce s-a putut face și în perioada veche și în timp de libertate. Deci am aceste satisfacții, iar cea mai frumoasă și, să zic eu, pentru mine și care îmi umple inima de bucurie este întâlnirea cu Papa aici la noi, Papa Francisc, care a ținut cu adevărat, știind și de valorile noastre, ca și Papa Ioan Paul al II-lea, de poporul nostru, catolic sau poporul credincios din România, ortodox și tot, a ținut să vină, a ținut să pună piciorul și în catedrala noastră, a ținut să ne spună tuturor să mergem împreună. De fapt, cred că asta este un fel de mic încoronare, și aștept de la Dumnezeu, sigur, că sunt de curaj și bucurie să pot mai departe continua să-L preamăresc pe El și să împart celorlalți sentimente de curaj și bucurie. Considerând micile mele posibilități și calități, sigur, văzând ce s-a făcut, pot să spun că s-a făcut mult. Dar nu atât că eu am făcut și Dumnezeu a făcut prin mine și prin noi. Noi suntem ca niște instrumente, de fapt, pe care le folosește Dumnezeu. E sigur că avem și lipsuri, avem și lucruri pe care poate le regretăm, dar mai mult avem acea bucurie că ne-am oferit, eu personal, să lucreze Dumnezeu prin mine.
Aceasta este, de fapt, o fel de bucurie a oricărui om creștin în orice misiune are pe acest pământ. Iar noi, în privința aceasta, a vieții și a bisericii, sigur, eu pot să spun că Dumnezeu a ținut să lucreze peste vrednicile noastre pentru poporul nostru credincios. Suntem aproape de final. Am vrea să ne spuneți mesajul dumneavoastră atât pentru credincioși, cât și pentru oamenii care încă nu și-au găsit, să spun, locul. Suferim când vedem că sunt greutăți și ne rugăm ca ele să fie depășite. Trecem prin aceste momente. De fapt, am trecut prin multe și suntem învățați. Un lucru doresc să le spun tuturora, să nu se caute pe sine și să ofere totul pentru ceilalți. Fiecare să știe să-și pună la dispoziție ceea ce a primit în dar pentru a face să crească pe pământ această armonie, ca tot să poată contribui și la binele celorlalți. Și în România, aceste greutăți care sunt astăzi, practic, trebuie învinse prin o asemenea disponibilitate pe care o oferă fiecare, nu interes personal, ci interes pentru întregul popor, pentru întreaga țară, pentru toți, mai ales pentru cei care sunt lipsiți, să fie ajutați să se ridice, să fie încurajați, iar pentru cei bolnavi, să le se găsească cu adevărat și acea posibilitate de alinare, de grijă mai mare pentru sănătate. Aceasta vrem în aceste zile. Acest lucru aș dori să le spun tuturora, să nu calce peste alții, ci să știe să îi îmbrățișeze și să meargă împreună cu toți ceilalți pentru o armonie în țară și în lume. Asta este, de fapt, dorința lui Dumnezeu și trebuie să fie și dorința noastră. Vă mulțumim frumos pentru timpul acordat, pentru ceea ce ați făcut pentru noi aici la Iași, pentru întreaga comunitate, am putea să spunem. Mă bucur să spun că nu eu am aceste merite, ci Dumnezeu le are și pe noi să ne miluiască, să ne ocrotească și să ocrotească biserica noastră, să-i ocrotească pe toți credincioșii, să știe să-și iubească menirea lor, demnitatea lor și să ocrotească și țara, și poporul, și lumea. Aceasta este dorința mea și continuăm să o îndreptăm spre Dumnezeu prin rugăciunile noastre. Acum, în timpul acesta al perioadei de pensionar sau emerit, practic nu căutăm altceva decât să oferim aceste dorințe ale noastre lui Dumnezeu pentru binele tuturor. Vă mulțumim frumos! Aceasta a fost ediția de astăzi. Sunt Mihaela Obadă, iar săptămâna viitoare vă pregătim o nouă poveste de succes.